Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Mai este foarte, foarte puțin timp până la Crăciun și în afară de faptul că dacă mă uit în calendar și văd că mai este foarte puțin până la sărbătoare, toată atmosfera din jurul meu este specifică Crăciunului. Afară ninge foarte, foarte frumos astăzi, brăduțul este făcut, după cum vedeți am un brăduț pe roz, cu două nuanțe de roz, care se asortează foarte bine cu bluza mea. Am aprins o lumânare care se numește Christmas Garland și care miroase foarte, foarte frumos. Miroase a brad amestecat cu prăjitură și a umplut toată casa de mirosul acesta specific sărbătorilor de iarnă. O să vă las linkul în descriere. Am cumpărat lumânarea aceasta de pe Notino și mi se pare cea mai potrivită lumânare de aprins în zilele acestea premergătoare Crăciunului. Curățenia am terminat-o, cumpărăturile le-am terminat de mult, iar mâncarea este pe jumătate făcută, este aproape pregătită. Am cumpărat și cadourile de Crăciun și mi-am cumpărat și mie cadouri, pentru că așa îmi place în fiecare an să-mi cumpăr eu mie câte un cadou frumos, o parte parțial cu banii mei, parțial cu banii pe care îi primesc. Vă spun sincer că prefer să-mi cumpăr și să-mi aleg eu ceea ce îmi place, decât să am tot felul de surprize, să le zic mai puțin plăcute, în care să găsesc sub rad tot felul de haine care nu mi se potrivesc sau cosmetice care nu îmi plac sau îmi place să-mi cumpăr eu ceea ce cred că îmi trebuie. Așa că i-am obișnuit pe toți cei din familie și cam așa se întâmplă în fiecare an, nu mai primesc cadouri inutile. Așa că în ultimii ani, pe lângă banii pe care îi primesc de la cei din familie, pun și eu bani și îmi fac niște cadouri care îmi fac cu adevărat plăcere și care mi se potrivesc. Deci dacă vreți să vedeți ce mi-am cumpărat eu anul acesta de Crăciun, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. O să încep cu această casetă, această cutie de la Lancôme. Este un set de îngrijire a tenului, care conține mai multe creme și niște produse de îngrijire a tenului. L-am cumpărat de pe un site care se numește Feel Unique. Este un site din Marea Britanie pe care am mai făcut comenzi de 4 sau de 5 ori. Cred că este a 5-a comandă asta. Și site-ul ăsta are niște oferte extraordinare în fiecare an de Crăciun. Este o cutie care este extraordinar de frumos împachetată, după cum vedeți și voi. O să vă arăt imediat și, ce conține în interior. Așa arată în spate, așa arată în față și mi se pare că este absolut adorabilă. Funtița asta mi se pare foarte, foarte drăguță, așa cu sclipici cum este. Și dacă deschidem cutia, înăuntru sunt cremele. Și aici este un material cu glitter, nu știu dacă se vede pe cameră, dar sclipește foarte, foarte frumos. Și avem așa, o cremă hidratantă antistres. Asta este de 50 de mililitri. Apoi, tot o cremă antistres, însă asta este o cremă de noapte, este la un gramaj mai mic, are 15 mililitri. Și o cutiuță adorabilă. Apoi celebrul lor gel Genifique, activator de jeunesse. Asta este o mostră de 7 ml. De fapt, o mostră, un mini size, aș putea să spun. Și mai avem aici o cremă de ochi de 5 ml are asta. Cutia este foarte frumoasă, roz, bineînțeles, așa cum place mie, dintr-un carton foarte, foarte tare și cu un capac de asemenea foarte frumos, cu turnurile fel desenat pe ea și cu siguranță cutia nu o să o arunc și o să o păstrez ca să țin ceva în ea. Nu știu exact ce, dar cu siguranță nu o să o arunc pentru că e tare frumoasă. Iar al doilea set pe care mi l-am luat tot de pe Feel Unique este un Christmas Cracker, așa se numesc ambalajele astea speciale pentru Crăciun Cracker. Este tot un set de îngrijire a pielii, de data aceasta de la Nux. Și să vedem acum ce este și în crackerul de la Nux. Așa se deschide. Vă
Vă spun sincer că am comandat crackerul ăsta în primul rând pentru acest ulei uscat. Este unul din produsele lor cele mai bine vândute și vreau să văd dacă mi se potrivește, ce textură are și cum este pe fața mea, cum se comportă pe fața mea, pentru că dacă se comportă bine o să îl cumpăr în varianta full size, pentru că altfel este destul de scump și este riscant să te arunci așa pe un produs fără să știi dinainte cum este. Deci cred că ăsta are 10 ml, este absolut suficient ca să îmi pot forma o părere. Apoi mai avem o cremă de mâini și de unghii la gramaj de 15 ml. Toate produsele de la Nux miros foarte, foarte frumos. Am mai avut odată o cremă și niște mostre și toate mi-au plăcut foarte, foarte mult. Iar aceasta este o cremă de față, Rev de miel, adică un fel de vis de miere, tot 15 ml are și abia aștept să o testez și pe asta. Iar al patrulea produs este un gel de curățare. 15 ml nu o să-mi ajungă foarte mult, dar tot așa, pot să-mi formez o părere, cred că mi-ajunge de 3-4 de machieri, de 3-4 spălări, cu siguranță este suficient și o să văd dacă îmi place sau nu. Și la fiecare comandă pe care o faci pe acest site, primești niște mostre gratuite. De data asta am primit o mostră de șampon și de balsam de la Bumble & Bumble. Este un brand care este destul de scump. Vă spun sincer că n-am încercat niciodată produsele lor de îngrijire a părului pentru că mi s-au părut foarte scumpe. Sunt curioasă să văd ce efect au. Ambele mostre au câte 7 ml, deci fiecare câte 7 ml și eu cred că îmi ajunge să mă spăl odată. Să mă spăl și să mă dau cu balsam. Iar cealaltă mostră pe care am primit-o este de la L'Occitane și este o cremă de față. Light Comforting Cream. Are 1,5 ml și L'Occitane de asemenea este un brand de renume cu produse destul de scumpe, dar cu ingrediente de foarte bună calitate. O să-mi ajungă și asta de cel puțin 2 ori să mă dau pe față și să o testez. Site-ul acesta de care vă spun, Feel Unique, mi se pare foarte, foarte fain. De multe ori mi-am cumpărat cosmetice de la ei. Au și parfumuri, dar nu foarte multe parfumuri. Mai mult merg pe partea de machiaj și de îngrijirea tenului, îngrijirea pielii. Este un site din Marea Britanie și au un sistem foarte interesant, mi se pare mie, de recomandări. Poți să obții un discount de 15% atunci când ești client nou și faci prima comandă. Eu o să vă las în descrierea acestui videoclip un link. Dacă intrați pe linkul respectiv, o să primiți un mesaj în care o să vi se ceară o adresă de e-mail pe care o să primiți un cod promoțional și la prima comandă o să aveți un discount de 15%. Ceea ce vă sfătuiesc eu este să intrați la începutul lui ianuarie sau poate că încep reducerile chiar mai repede în a doua zi de Crăciun, în 26 decembrie, când englezii au Boxing Day, așa se numește, pentru că au în fiecare an niște reduceri fenomenale, niște reduceri într-adevăr reale, nu ca și la noi, și puteți să vă cumpărați tot felul de cosmetice la prețuri foarte, foarte bune. Apoi am mai făcut o comandă pe Notino. Nu pot să spun neapărat că a fost un cadou de Crăciun acesta, pentru că sunt niște consumabile pe care oricum trebuia să mi le cumpăr, dar am zis să vi le arăt cu ocazia asta. Mi-am cumpărat 2 șampoane uscate, un fixativ și un demachiant de la L'Oreal. Demachiantul vreau să vi le arăt neapărat pentru că mi se pare ceva foarte, foarte bun. Acum l-am descoperit, nu l-am mai văzut până acum niciodată. Este vorba de acest demachiant care este cu fleur rar, cu ceva flori, în orice caz are un miros de flori, de trandafir oarecum, are o consistență atât de fină, curăță atât de bine fața, are și pompița asta, nu pot să spun că mă încântă neapărat faptul că este cu pompiță, pentru că, na, la demachiat nu mi se pare atât de important, dar are o textură și un miros atât de bune și mi se pare că curăță foarte bine fața și este o adevărată plăcere să te răsfeți în fiecare seară. Mie câteodată, vă spun sincer, că mi se face lene seara să mă demachiez, dacă știu că mă așteaptă un asemenea produs în baie, parcă îmi trece orice lene și mă duc cu drag să mă demachiez. O să vă las de asemenea și linkul acestui produs în descriere, pentru că, v-am spus, mi se pare foarte bun și eu până acum nu l-am mai văzut. Eu l-am luat în varianta pentru piele uscată și sensibilă, pielea mea este destul de uscată, însă există și în alte variante și
400 de mililitri cred că o să-mi ajungă destul de mult. Apoi mi-am luat două șampoane uscate de la Batiste. Cine nu cunoaște șampoanele de la Batiste? Mi-am luat varianta original și varianta cu cirește, cred că este. Astea mi se par cele mai bune, variantele alea care sunt pentru volum sau care sunt colorate în maro ca să nu se vadă așa pe firul de păr, mie alea nu mi se par foarte bune. Astea, primele care au apărut, mi se par cele mai eficiente. Și pe urmă, din nou, mi-am luat acest fixativ de la L'Oreal. Despre fixativul ăsta cred că v-am spus de nenumărate ori și în preferatele lunii și în produse terminate. Este fixativul care mie îmi place cel mai mult și pentru că produsul în sine este foarte bun și pentru sistemul de aplicare este un jet foarte, foarte fin și raportul calitate-preț mi se pare excepțional. Iar ultimul cadou, cel mai valoros, cred, este această poșetă. Este o geantă din piele. Am cumpărat-o de pe site-ul ePantofi. ePantofi.ro, așa se numește. Geanta asta am cumpărat-o de Black Friday, când au avut reduceri de 20%. Nu mai știu exact cât a fost prețul, în orice caz a fost undeva între 300 și 400 de lei, deci destul de scumpă, este însă din piele naturală și este o copie, după cum probabil v-ați dat seama, un dup foarte, foarte reușit după o geantă celebră de la Louis Vuitton. Mai exact, modelul Neverfull în varianta cu monogramă, care costă vreo 1300-1400 de dolari. Mi-a plăcut foarte mult geanta asta, de mult am urmărit-o și am așteptat să văd dacă într-adevăr o să fie reduceri de Black Friday. V-am spus, este o calitate foarte, foarte bună, are și piciorul și aici în partea de jos. Este foarte, foarte încăpătoare, este de piele și în interior și în exterior și mi se pare că o să folosesc foarte mult această geantă, însă nu este chiar o geantă de iarnă pentru că, de exemplu, cum ninge acum sau plouă, nu se închide decât cu o singură capsă aici și este mai mult așa de primăvara până toamna. Dar este o geantă care arată foarte, foarte bine. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Acestea au fost cadourile pe care mi le-am făcut eu, mie însă, de Crăciun. Dacă veți face comandă pe Feel Unique și nu ați mai făcut până acum, nu uitați de codul de reducere de 15% să intrați pe linkul din descrierea videoclipului și asta, ce vreau să vă spun, să știți că acest video nu este sponsorizat de Feel Unique, aș vrea eu să fie, dar nu este, pur și simplu este o reducere de 15% de care puteți să beneficiați la prima comandă. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă doresc să primiți cadourile pe care le vreți voi. Sărbători fericite!